Pentru implementarea celor șapte inițiative sociale anunțate de șeful statului Igor Dodon în bugetul de stat pentru 2020 ar urma să fie prevăzute peste un miliard de lei, afirmă ministrul finanțelor Serghei Ușcuța. Calculele au fost făcute, sumele respective sunt bugetate la partea de cheltuieli în proiectul bugetului 2020. Din toate calculele se vede că bugetul este unul echilibrat, sustenabil. Au fost calculate 1 miliard 100 mii de lei, a declarat Pușcuța. Ministrul a precizat că banii vor fi luați din veniturile obținute din sursele interne, iar deficitul bugetar va fi acoperit din surse externe. Amintim că marți, șeful statului a anunțat că noul guvern va lansa un pachet de inițiative sociale care urmează a fi aprobat până la sfârșitul anului.